Vremea se mai ameliorează în privința ploilor. De mâine mai plouă doar slab și trecător. Va fi însă frig în continuare cu maxime termice de 15-16 grade. În estul, sudul și centrul țării, cerul va avea înnorări temporare. Va ploua local în zona montană și submontană, unde se mai pot acumula izolat peste 15 litri pe metru pătrat și pe arii strânse în rest. În vest și în nord-vest, condițiile de ploaie vor fi reduse. În zona montană înaltă, la peste 1800 de metri altitudine, se vor semna la precipitații mixte. De joi, temperaturile maxime se vor încadra între 11 grade în nordul Munteniei și estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Olteniei. Cele minime se vor situa între 4 și 12 grade. La sfârșitul săptămânii, vremea va fi în general frumoasă. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 23 de grade Celsius, iar cele minime între 3 și 12 grade Celsius. În rest, va mai ploua doar la munte izolat. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, precipitațiile vor reveni săptămâna viitoare, în zilele de 26, 27 și 29 septembrie. Vremea va fi în răcire cu temperaturi maxime ce vor atinge cel mult 22 de grade Celsius.